În urmă cu 2 ani, strada Călugărene a fost asfaltată în întregime. Bucurie mare, mai ales pentru locuitorii din zonă care erau fericiți că au scăpat de gropi. Minunea nu a durat însă prea mult. Încet, dar sigur, asfaltul s-a lăsat, iar în anumite zone unde au fost executate lucrări de înlocuire a unor conducte, s-au format adevărate cratere. Oamenii spun că la fiecare ploaie mașinile care frecventează zona aruncă toată apa în curțile lor. Puteți să vă uitați aici despre ce este vorba. În timpul când plouă, da, apa curge, se strânge aici ca într-o cadă. Ies pe poartă exact aici, toată apa vine peste mine. Nu mai trebuie să mai... Normal, pentru că și pieton, ești pieton, mergi pe trotuar. Cât timp este strada așa? Păi da, și vecinul poate să confirme că de vreo 3 ani. Iată ce spun cei care au în administrare drumurile din MedGDA. Strada Călugăreni face parte din proiectul de reabilitare a tramei stradale, proiect finanțat din Plan Operațional Regional AXA 2. Pe strada Călugărini, înainte de asfaltare, primăria a introdus o conductă de apă, a înlocuit branșamentele tuturor cetățenilor. Se pare că în urma tasării branșamentelor și respectiv a șanțului pe care s-a realizat conducta, terenul s-a tasat și strada s-a deteriorat. Oricum, lucrarea este în garanție, iar societatea care trebuie să încheie proiectul din tramă stradală, Tehnologica București, este cea care va reabilita și strada Călugăreni, odată cu reabilitări și pe cealaltă străzi. Strada Călugăreni este situată într-una din zonele cele mai circulate din MedGDA.